Cele două mega dosare de corupție, Microsoft și Gala Button, în care personajul principal a devenit Elena Udrea, pot cu ușurință să devină subiecte de romane sau filme. Un fir roșu leagă cele două dosare, și anume denunțurile făcute de inculpații în fața procurorilor. Turnătoria a devenit regina probelor în dosarele DNA. Zi de zi, cineva se găsește să mai denunțe pe cineva, de obicei pe subiectul unor întâmplări vechi de ani de zile. Denunțurile sunt cu atât mai interesante și spumoase, deoarece sunt făcute între prieteni sau parteneri de afaceri. De fapt, de câteva luni asistăm la o întrecere tovărășească de denunțuri în toate marile dosare de corupție. Un prim caz de turnătorie șocant este denunțul făcut de Ana Maria Topolicianu împotriva Elenei Udrea. Topolicianu este prietena cea mai bună a Elenei Udrea încă din studenție. Ele au locuit în tinerețe în același apartament. Topolicianu a fost parteneră de afaceri alături de Udrea în compania Elan Group SRL la începutul anilor 2000. Ana Maria Topolicianu cunoaște toate detaliile ascunse ale relației dintre Udrea și Dorin Cocoș. În compania Elan Group, Topolicianu a mai fost asociată cu Olimpia Ulrich și Ion Petre, două personaje interpuse ale celebrului afaceriști Alexandru Bidner. Bidner și Dorin Cocoș erau parteneri de afaceri. Topolicianu cunoaște așadar în amănunt evoluția Elenei Udrea și cele mai intime secrete ale blondei de la Cotroceni. De aceea, procurorii au dat o lovitură grea a părării Elenei Udrea când au reușit să o convingă pe Topolicianu să vorbească. Dar de ce a vorbit Ana Maria Topolicianu? Indiciile arată că motivația acesteia ar avea legătură cu o relație sentimentală ciudată pe care ar fi avut-o cu Tudor Breazu, consilierul lui Udrea. Cei doi s-ar fi despărțit, dar au rămas totuși amici. Tudor Breazu, care este și administratorul moșiei de la Nana, nu a mai făcut însă denunță împotriva Elenei Udrea, mai mult i-a luat apărarea. Breazu a înregistrat-o pe Ana Maria Topolicianu când îi cerea să o toarne pe Udrea. Discuția s-a purtat prin semne și cu bilețele în cadrul unei convorbiri prin telefon. Ana Maria Topolicianu îi spunea lui Breazu că încearcă, prin colaborarea cu procurorii, să obțină salvarea lor de la închisoare. Breazu urma să confirme denunțul, iar apoi cei doi iubiți sau foști iubiți, nu este clar, ar fi fost protejați de procurori. Comportamentul Anei Maria Topolicianu arată că voia să-l scape pe Tudor Breazu, bărbatul la care încăținea cu orice preț, inclusiv prin denunțarea cele mai bune prietene, pe Elena Udrea. În mod ciudat, Tudor Breazu nu și-a ascultat fosta iubită și nu a colaborat cu procurorii. Mai mult, el a prezentat procurorilor înregistrarea cu Topolicianu. Breazu a arătat că aceasta a încercat să influențeze declarația și că i-a cerut să o toarne pe Udrea. Însă procurorii DNA au avut o altă interpretare, anume că Topolicianu a încercat să-l determine să fie sincer și să-i confirme denunțul. Acest episod ciudat dintre Ana Maria Topolicianu, Elena Udrea și Tudor Breazu scoate la iveală o relație între ei destul de veche. Cei trei amici, două fete și un tânăr domn, participau des la petreceri și se fotografiau fără inhibiții în ipostaze ce denotă intimitate. Pasajul șocant din discuția înregistrată este acela în care Topolicianu îi spunea lui Breazu că procurorii vor să știe dacă Elena Udrea este amanta lui. Breazu și Topolicianu se amuză complice pe tema întrebării fără să lămurească misterul. Situațiile când denunțurile în dosare sunt făcute între oameni foarte apropiați nu sunt singulare. Fratele președintelui, Mircea Băsescu, a fost denunțat de prietenul său, Marian Căpățână. Căpățână era partener de afaceri și de petreceri cu acesta. Băgat în arest, Căpățână a confirmat denunțurile clanului interlop Bercea împotriva prietenului său, Mircea. Dosarul cumnatului lui Victor Ponta, Iulian Herțanu, este construit și el pe un denunț cheie. Herțanu și-a angajat la firmă ca administrator un prieten foarte bun din tinerețe, pe un anume Lucian Munteanu. Reținut inițial, Munteanu a fost cel care l-a denunțat pe cumnatului Ponta și apoi a fost eliberat. În acest context, se impun câteva întrebări extrem de importante care se referă la modul în care funcționează justiția. Cât de credibile pot fi denunțurile făcute de persoane acuzate de infracțiuni și care, odată ce toarnă, pot scăpa de acuzații? Cât de credibile sunt acuzațiile făcute între persoane care au avut afaceri sau relații apropiate? Amanți, soți, prieteni foarte buni sau parteneri de afaceri? Deoarece, în asemenea cazuri, pot interveni certurile, gelozia sau dorința de răzbunare. Fără a avea deocamdată sentințe judecătorești definitive, aceste mari dosare de corupție seamănă destul de bine între ele, cel puțin în modul în care sunt instrumentate de procurori. Acest val de denunțuri care a lovit clasa politică poate însemna două lucruri. Fie marea omertă din politică s-a spart, fie justiția apasă dur pe pedală indiferent de consecințe pentru a-și duce misiunea la capăt. În ambele variante, România nu va mai fi la fel după ce această veritabilă campanie la Manepolite se va încheia.